Ce se întâmplă și pe piața de capital, bursa de la București are o evoluție mai mult nehotărâtă în prima parte a zilei. Indicele principal al pieței BET e în scădere cu 0,07% la jumătatea sesiunii de tranzacționare. Valoarea tranzacțiilor efectuate până la această oră e de 14 milioane de lei. Cele mai mari schimburi, de aproape 6 milioane de lei, s-au făcut cu acțiuni Banca Transilvania. În ceea ce privește evoluțiile companiilor, remarcăm scăderea de 0,82% din dreptul titlurilor fondul proprietatea. În același timp, acțiunile Romgaz pierd 0,3% din valoare, iar cele ale Teraplast avansează cu 0,86%. Vorbim în continuare cu Antoniu Roian, este broker în cadrul unei societăți de tranzacționare. Bună ziua! Bună ziua! Cum arată ziua, domnule Roian, până în acest moment, cel puțin, pe piața de capital? Da, pe bursa locală avem parte de evoluție mai degrabă mixtă în ședința de tranzacționare de astăzi, la fel ca și pe restul burselor europene, iar volumele de tranzacționare sunt destul de scăzute. Piețele parcă își caută o direcție după ce săptămâna trecută au atins noi maxime, iar investitorii sunt în așteptarea sezonului de raportări financiare pentru trimestrul întâi al acestui an, care în Statele Unite va debuta în această săptămână, urmând ca în România să primele companii să înceapă să publice rezultatele începând cu săptămâna viitoare. Da, ați spune că este o atitudine specifică cumva înaintea perioadei de raportări, zona asta de tatonare, de așteptare? Da, exact. Se așteaptă rezultatele, să vedem evoluția companiilor pe primul trimestru, să vedem dacă prețurile care sunt destul de mari ale acțiunilor se justifică oarecum prin rezultatele publicate de către companii. Și știm că România se află în fața unei decizii ale agențiilor de valoare legate de ratingul de țară. Vedem unele tensiuni în cadrul coaliției de guvernare care clar nu sunt de bun augur pentru țară în general, însă nu mă aștept să aibă vreun impact asupra evoluției bursei. Mulțumesc tare mult pentru această analiză. Mergem într-o tranziție directă în Parlament.